Țuică, usturoi și mai puțină vorbă. Așa se protejează locuitorii din satul Sturzovca, raionul Glodeni, împotriva COVID-19. Oamenii spun că virusul a băgat frica în ei. Între timp, în Republica Moldova au fost confirmate deja 29 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Staraim să subzdați. И меньше контактировать на метр, между прочим, вот. По 50 грамм каждый божий день, чесночок, вот это вот. А коронавирус – это все фигня. Ну, не душим никаяр. Я казну, мам, фосла пошт, шам принят пенсия, шагата. Яр, ну, не душим никаяр. А каз. Так а ша я, ша и, треб соскута. Кам, не по цикла кишина, ам фата ла Италия, ам баят ла Германия. Alta am la fiul la Franța. Am fost informați, tot ea că de la Crenj vinem pentru noi lemne. Și la deal nu e virusul. Вчера еще было как было, сегодня очень строго. Да, везде, везде вывески, везде эти ручки обработанные спиртом. Но пока еще, я смотрю, люди так ходят. Не настолько прямо, чтобы сидят все закрытые. Сегодня, завтра посмотрим. Unii săteni și-au făcut provizii în caz că situația va scăpa de sub control. Noi toți ne teamem. Fiecare nu vrea să boleze. Toți vor să fie sănătoși. Nu. Ca și запасы есть пока. С осени. Что есть, то хватает. Nu mă tem că sunt chei de magazin. Este beșu, și în beș este. Lucrăm în ogorod acolo, că da. Nu mă duc nicăieri așa. Iar la Bălți, regulile de protecție împotriva coronavirusului nu sunt respectate aproape deloc. Oamenii se îmbulzesc la ușile oficiilor poștale și la bănci. Извините, я не знаю ничего. Cum spun, să și mă pun și eu, nu? Nu respectă nimeni regulile, nu numai eu. Я вообще в это не верю. Я вообще ни в чего не соблюдаю. Depinde cum e educația la persoană. Cum e educația, așa și, nu știu, eu așa s-o cot. Că fiecare, că alții nu se tem de așa boală. Eu, de pildă, mă tem. Azi, în Republica Moldova, au fost confirmate încă 6 cazuri de COVID-19. Numărul total de îmbolnăviri a ajuns la 29.